pastilla de físico. Dispersión lumínica. Dispersia luminii este fenomenul de descompunere a luminii albe în cele șapte culori fundamentale. Roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. Indicele de refracție al unui mediu se definește prin raportul dintre viteza luminii în aer, adică 300.000 de kilometri pe secundă, și viteza luminii în mediul respectiv. Este o mărime fizică adimensională, adică nu are unitate de măsură. Prisma optică este un mediu transparent cu indicele de refracție N. Elementele prismei sunt muchia prismei, unghiul prismei, A, format de cele două fețe plane AB și AC. Printr-o prismă optică raza incidentă suferă o dublă refracție, în cele două puncte de incidență I și I'. Astfel raza emergentă, care iese din prismă, este deviată de la direcția inițială de propagare a razei incidente. Dubla refracție prin prismă este însoțită de fenomenul de dispersie a luminii. Lumina albă se descompune în cele șapte culori fundamentale, roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. Dispersia luminii prin prismă are loc pe ambele suprafețe de separare. Iată cum se manifestă dispersia luminii în natură. Curcubeele pot fi primare și secundare când pe cer putem vedea un al doilea curcubeu având culorile inversate. Curcubeul se datorează dispersiei luminii în stropii de apă din atmosferă după ploaie. Amurgul se produce prin refracția și dispersia razelor pe particulele din atmosferă. Amurgul este roșiatic deoarece razele roșii și galbene sunt mai puțin deviate decât restul culorilor, prin urmare, acestea dispar ultimele din câmpul vizual al observatorului. Pentru a realiza un spectroscop ai nevoie de un tub de carton închis la un capăt, o coală de hârtie, un CD vechi, un cutter, scoci. Din coala de hârtie confecționează un capac prevăzut cu o fantă prin care să intre lumina și lipește capacul pe partea superioară. Fixează CD-ul într-o fantă tăiată la 45 de grade în partea inferioară. Decupează un pătrat prin care să privești. Utilizează diverse surse de lumină pentru spectroscopul tău. La trecerea luminii albe prin prisma optică, având indicele de refracție N, are loc fenomenul de dispersie a luminii, adică de descompunere în cele șapte culori fundamentale.